Lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere a mintea minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce aminte pururi aminte de legământul Lui. El a arătat poporului său puterea lucrărilor lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pe vecie, făcute cu credincioșie în neprihănire. A trimis poporului său izbăvirea, a așezat legământul său în veci, numele lui este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin. Voi lăuda pe Domnul în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Cred că toată viața noastră trebuie să fie o viață care să-L laude pe Domnul. Că am fost rânduiți să slujim de laudă slavei sale. Dar atunci când suntem în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare, lauda noastră este o laudă cumulată. Se adună toate laudele din gura tuturor și se înalță către tronul Harului lui Dumnezeu. Pentru ce să-L lăudăm pe Domnul? Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Și îmi place să subliniez versetul 7. Lucrările mâinilor tale sunt credincioșie și dreptate, toate poruncile tale sunt adevărate. Credincioșie, dreptate și adevăr. Ăsta e Domnul nostru mare și minunat, în fața căruia ne închinăm și în această dimineață, aducându-i rugăciunile noastre de laudă. Ne închinăm cu toată inima în rugăciuni pline de credință, rugăciuni scurte, dar rugăciuni de laudă la adresa Domnului nostru, care este vretnic să primească închinarea noastră. Frați și surori, ne rugăm Domnului. Te lăudăm, te binecuvântăm, că ești Dumnezeul nostru. Ești plin de dragoste, plin de bunătate și ți-a arătat dragostea prin Domnul Iisus, care te vezi așa jos pe pământ. Se oră pe o cruce între doi tălhari. Doamne, îți mulțumim! Nu-ți umbute! Mulțumim de ajuns! Niciodată! Că mintea noastră este așa de scurtă și de plinică. Doamne, acum venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru toate lucrurile. Când ne-ai dat putere, ne-ai dat sănătate. Nu pot arăsa, ajungem în casa Ta, să ne bucurăm în prezența Ta, să ne bucurăm de mântuirea, să ne bucurăm de dragostea, să ne bucurăm de siguranța vieții veșnice, care ne-ai câștigat-o prin sângele Tău. Mulțumim mult de tot! Acum te rog să binecuvinte biserica întreagă și pe toți cei care au venit plămânsă toți după tine și după cuvântul tău și după viața veșnică. Binecuvintează rugătorii tăi din dimineața aceasta și lasă ca fiecare din inimă să simtă dragostea. Amin. 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 Amin.
Amin. Doamne, dorința noastră este să rămânem în adevărul Tău. Amin. Deci și astăzi luați în libertatea și adevărul Tău. La fel acesta să fie în care este frica față de Dumnezeu Tău. Amin. Doamne, 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 să slăbim și să mulțumim în primul că suntem în casa Ta. Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta, că ei tot pot să te mai rog. Suntem fericiți că suntem în prezența Domnului Tău. Amin. Amin. Doamne Iisuse, revelată, că ai vindecat pe Ovidiu Budun și pe fratele Gheorghie și pe Florin Cioacu, Doamne. Îți mulțumesc că-ți merge. Mare lucru nu vrea faci, Doamne. Și îți mulțumesc și sunt și frați care sunt, care pot și bonat pentru cure, prese ca mai bine. Îți mulțumesc pentru toate. Binecuvintează să treacă biserica, Doamne. Binecuvintează și romii care se roagă acum, chiar și pentru regele lor, Doamne. Îți mulțumesc pentru toate, Doamne. Amin. 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 Dumnezeu credincios și drept, pentru că toate poruncile tale sunt adevărate, vrem să te aducem slavă, cinste și gloria acum și în veci de veci. Amin. Amin. Pentru că ești un Tatăl Sfânt în cer, viața aceasta, inima mea se bucură.
smerenie și umilință ne închinăm înaintea ta, Tatăl nostru care ești în cer, și îți mulțumim, Tată, pentru credincioșia ta, îți mulțumim pentru dreptatea ta, îți mulțumim pentru adevărul tău. Doamne, ajută-ne și pe noi ca să-ți rămânem ție credincioși toată viața noastră. Amin. Amin. Ne rugăm cu toții rugăciuni de laudă. Binecuvântăm numele Tău, Tatăl Ceresc. Te lăudăm și îți mulțumim că ești în mijlocul adunării Tale. Vrem, Doamne, să înălțăm rugăciunile noastre de laudă către tronul Harului Tău. Primește închinarea noastră, primește inimile noastre. Și vrem, Doamne, să proclamăm aici adevărul, dreptatea și puterea Ta și dragostea Ta și toate calitățile care le ai și le manifesti în noi și prin noi. Fie numele Tău slăvit, binecuvintează adunarea aceasta și cuvântul care îmi dai și fă, Doamne, cu adevărat, ca inimile noastre să fie înviorate de Sfânta Ta prezență. Binecuvintează, te rugăm pe toți cei prezenți și ascultă rugăciunile noastre și primește lauda noastră, care ți-o ducem din toată inima. Doamne, primește închinarea noastră a fiecăruia și am vrea să ți aducem ție slavă, fiindcă ești vrednic să o primești. Numele Tău să fie glorificat în veci. Amin. Toți vor vedea ce mare ești.
Deschide Scriptura la Evanghelia după Marcu, capitolul 8, pentru a vedea măreția lui Dumnezeu printr-o minune. Marcu, capitolul 8. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns: cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de inși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Amin. Minunea pe care o face Domnul Iisus este această înmulțire a pâinii și a peștilor și ne este consemnată în Scriptură ca fiind al doilea eveniment de acest fel. Este a doua înmulțire a pâinilor pe care Domnul Iisus o face și pe care Scriptura o consemnează. Deja am venit cu rugăciuni de mulțumire și de laudă înaintea lui Dumnezeu, dar aș vrea să mai venim încă o dată cu mulțumire pentru un lucru, pentru a doua înmulțire a pâinilor de care am avut parte și noi, și anume pentru acel domeniu sau acea împrejurare din viața noastră în care Dumnezeu face din nou aceeași minune. Am făcut o dată și am mai văzut-o a doua oară. Și nu e așa că am mai văzut-o și a treia oară, și a patra oară, și a cincea oară. Dacă stăm înaintea lui Dumnezeu și cerem ca El să ne deschidă ochii, vom vedea dintr-o dată că suntem martorii unei serii de minuni. Și nu numai prima oară, ci a doua oară, a treia oară, a patra oară. Și cred că fiecare dintre noi am avut parte de acest mod binecuvântat al lui Dumnezeu de a fi și de a lucra în viața noastră, de această îndurare pe care El și-a revărsat-o peste noi, arătându-și măreția, înmulțind pâinea din nou. Și aici putem spune, dându-ne din nou de mâncare, putem să mergem din nou, dându-ne din nou banii necesari pentru un lucru sau pentru altul, fiind cu noi din nou în operație, fiind cu noi din nou în călătorie, fiind cu noi din nou în încercare. Așa lucrează Dumnezeu. Și meritul nu este al nostru, desigur, cu siguranță, este al lui Dumnezeu. Și am fost rugat ca să vândem, să mulțumim Domnului și deja ați și făcut o rugăciune pentru fratele Gheorghe, pentru sora Tatu și pentru alți frați și surori care au văzut în viața lor mâna lui Dumnezeu, lucrând din nou. Și de aceea, haideți să ne aducem aminte de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut din nou în viața noastră și ridicați în picioare. Vă îndemn din nou, frați și surori, suntem mulți aici. Putem să ne rugăm
rugăciuni scurte, dar prin care să ne aducem aminte de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut din nou în viața noastră și să venim înaintea Lui cu mulțumire, cu umilință, cu recunoștință că El s-a îndurat de noi, că El și-a arătat măreția. Haideți, frați și surori, să lăudăm pe Domnul. Toate minunile pe care le-ai făcut tu pe când erai pe pământ, Doamne, pentru noi oamenii. Dar cea mai mare minune pe care ai făcut-o e că ne-ai făcut copiii tăi, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Slavă ție! Amin! Amin. Amin. Ne închinăm cu adorare pentru numele Domnului.
care ne-ai coprit și pe noi. Glorie ție, mărire ție. Doamne, îți mulțumesc din toată inima pentru rugăciunile ascultate. Te rog, fierbinte, pentru aceia care sunt în diferite situații dificile. Ai milă de ei, Doamne. Lucrează cu spre slava și gloria numele Tău și spre mântuirea sufletelor lor. Binecuvântă și-ai poporul Tău, pe toți frații, toate slujile, pe cei tineri, pe cei bătrâni, fiecare în problemele stările lor. Ajută-ne să avem direcția țintă, te glorificăm, ne închinăm și te adorăm, că Tu vei lucra mai mult decât putem să spunem. Te înalță și sufletul meu, Tată Bun, alături de poporul Tău și te binecuvântez pentru răspunsul la nenumărate rugăciuni pe care ți le-ai ascultat. Îți mulțumesc că mila, îndurarea, credincioșia și bunătatea Ta s-au înnoit în fiecare zi și prin harul Tău să vedem casa Ta. Îți mulțumesc că ochiul Tău este deschis să privească și urechea Ta gata să ascultă. Îți mulțumesc pentru iertare de care ne oferi de atâtea ori. Glorie și slavă să-ți fie aduse în veci, pentru că numai Tu ești vrednic. Amin. Amin. Dacă altă dată aș lăsa mulțumire Domnul nostru Iisus Hristos, îl mulțumim mult de tot, Doamne, pentru aceste minuni extraordinare. Dar îl mulțumim că nici pe noi, Tatăl, nu ne-ai lăsat în zile de astăzi și ne-ai dat pâine din veciul. Dar, Doamne, Tatăl, te rugăm ca să pui noi foamea după cuvântul Tău, Doamne, lucru cel mai important pentru viața noastră spirituală. Ajută-ne, Tatăl Ceresc, să creștem, Doamne, în maturitate spirituală, să mergem cu bucurie pe calea credinței, Doamne, până când Tu ne vei chema la Tine acasă. Te mai rugăm, Tatăl, în continuare, să binecuvântezi lucrătorii care lucrează în această adunare, Doamne, cu putere, Doamne, cu îndrăzneală, Doamne, ca să vestească Evanghelia, Doamne, curată și plină de dragoste, Doamne, și noi să o primim din toată inima. Amin. Amin.
ești așa de bun, Doamne, Tu mă iubești nespus. Vrednic de cinste și slavă-n veci, Doamne, ce minunat Tu ești! Tu ești raza de soare din sufletul meu, ești parfumul din plin. Pentru că lucrează prin minuni, dar lucrează într-un mod înțelept. Este aici o întrebare pe care o pune Domnul Iisus. Câte pâini aveți? E o întrebare foarte simplă. Cu siguranță nu se aștepta ca ucenicii să știe să numere până la 7, ci vrea să-i conștientizeze că au ceva. Puțin, dar au. Desigur, tot ceea ce aveau și tot ceea ce avem și noi este de la Dumnezeu. El ne-a dat tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem buni, suntem prin Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne întreabă și astăzi și Domnul Iisus stă la inima noastră și ne întreabă, câte pâini ai? Ce ai? Și dacă ne uităm la viața noastră, avem atâtea lucruri. Dar nu ne întreabă ce avem și atât, ci ce avem de dat. Au avut 7 pâini. Câte pâini a primit Domnul Iisus din cele 7? Câte? Toate, nu-i așa? Nu una, nu două, nu trei, nu 6, ci 7. Toate. Toate. Frați și surori, Dumnezeu, într-adevăr, este Dumnezeu al minunilor, care lucrează cu putere și
Acolo unde doctorii spun că nu mai există nicio speranță, acolo unde nu mai vedem nicio ieșire, unde din punct de vedere omenește nu se mai poate face nimic, unde nu mai sunt relații și prietenii și cunoștințe și familii, la care de multe ori apelăm, este Dumnezeu. Dar în același timp, Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod belșugat. Și ne cere ca ceea ce am primit de la El să-i dăm Lui. Cere să-i dai viața ta. Cere să-i dai priceperea ta. Cere să-i dai memoria ta. Cere să-i dai vocea ta. Cere să-i dai pregătirea ta. Cere să-i dai banii tăi, mașina ta, hainele tale. De ce? Ce să facă cu ele Dumnezeu? Să facă minuni. Și tu să fii martor al celor minuni. De câte ori mă întreb, oare n-am dat și apoi n-am văzut minuni? Și de câte ori am dat și am dat pentru că am dorit să dau și apoi am văzut minunile lui Dumnezeu? Frați și surori, suntem chemați la a dărui. La a dărui ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Nu dăruim de la noi, să știți. Nu facem o favoare Domnului că dăruim Lui ceva. Nu. Când dăruim, ne zmerim și recunoaștem că tot El de la El și prin El am primit ceea ce avem. De așa, frați și surori, vă îndemn și mă îndemn și pe mine la o rugăciune de cercetare. Doamne, ajută-mă să înțeleg ceea ce mi-ai dat. Ajută-mă să-ți dau ție ce am. Deschide-mi ochii la oameni, la nevoi, la situații, la împrejurări. Ajută-mă să dau. Pentru ca tu să-L mulțești. Pentru ca tu să faci minuni. Vrei să fii parte a minunilor lui Dumnezeu? Dăruiește. Dă-te pe tine, să mă dau pe mine și să dau ceea ce am. Chiar dacă sunt doar 7 pâini, chiar dacă sunt doar câțiva peștișori, Domnul a hrănit cu acestea 4.000 de inși. Peste 4.000 de inși. Minunea lui Dumnezeu. Frați și surori, Domnul Iisus ne întreabă și astăzi, câte pâini aveți? Câte pâini ai? Dă-le Domnului. Amin. Vă îndemn să vă ridicați în picioare și într-o rugăciune în comun, într-un mod responsabil, conștient, umil, dar cu bucurie, pentru că putem să dăruim, să venim înainte Domnului într-o rugăciune în comun și să cerem înțelepciune, să cerem putere să dăm, să ne dăm pe noi înșine și să dăm ceea ce avem pentru gloria Domnului, pentru binecuvântarea Lui, pentru minunile Lui. Ne rugăm în comun. Fratele Silviu, tata, să ne conlung cu el în rugăciune de încheiere.
Hristos Iisus este Domnul. Ne bucurăm să fim și astăzi la închinare și să avem părtășie în numele Domnului Iisus și să slăvim și să binecuvântăm numele Lui pentru toate minunile Lui nemărginite arătate față de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei ce ați găsit de bine să puneți deoparte timpul acesta și să vă închinați Domnului în Biserica Betania. Salutăm pe Aida din Paris. Bun venit acasă cu familia. Domnul să te binecuvinteze. Ridică-te să te vadă frații, că mulți nu te mai cunosc. Domnul să te binecuvinteze. Mariane din Germania. Binecuvântarea Domnului. Familia Klein, ei sunt tot aici și alții. Vă salutăm pe toți cu drag în numele Domnului Iisus. Ne bucurăm și de familia Pinca, Beniamin, Alina și Andrei. Nu vă ridic în picioare că sunteți înalți așa. Domnul să vă binecuvinteze și să vă folosească în vestirea Cuvântului Dumnezeu astăzi. Și pe toți și toate vă salutăm cu drag și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. V-aș invita să vă uitați în stânga și în dreapta și să salutați cu căldură pe cei de lângă voi în numele Domnului Iisus. Aș dori să aduc la cunoștința bisericii că s-a născut un băiețaș cu numele David. David Rolea. Domnul să vă binecuvinteze. Felicitări și binecuvântarea Domnului. M-am tot gândit că Georgiana a fost tot la locul ei până în ultima duminică. Și a dus pe lume un bebeluș frumos și sănătos. Domnul să-l binecuvinteze. Aș vrea să mai avem un moment de rugăciune. Și aș vrea să ne rugăm pentru fratele Florin Cioabă. Și aș vrea să vă explic, nu este membru Bisericii Betania, dar cred că atenția întregii Românii este îndreptată spre ceea ce se întâmplă în familia asta. Și cred că a avut și au o contribuție importantă în etnia romă prin felul lor de a fi și prin gândul acesta de a se întoarce la Dumnezeu. M-am bucurat când un reporter a întrebat pe cineva din apropiații familiei: ce fac romii în situația asta? Și l-a spus: romii se roagă și așteaptă ca Dumnezeu să vindece pe regele lor. Haideți să ne rugăm și noi. Ne unim gândurile noastre, glasurile noastre și ne rugăm și cerem ca Dumnezeu să-și arate puterea. Ne ridicăm la rugăciune și aș vrea ca fratele Secu Florian și fratele Nicu Văcaru să ne conducă rugăciune cu voce tare și toți ceilalți să facem cu credință în duhurile noastre.
celor ieri azi și pe. Doamne, ne numim la înțelepciune și cu toți și cerem binecuvântarea Ta peste fratele părinți, Doamne, rugăm în numele Domnului Iisus să vindești. Rugăm să ascult rugăciunile tuturor celor care se roagă pentru El. Doamne, arată-ți puterea și slavă. Amin. Noi îți mulțumim din toată inima pentru pașa noastră. Glorie și mulțumim. Amin. Amin. Un anunț pentru surori. Surorile sunt invitate la o tabără în 13, 14 și 15 septembrie la cabana de pe Valea Moașii. Toate surorile care sunt doritoare să participe în aceste 3 zile, să ia legătura cu sora Mărioara Poplăcean, să vă înscrieți și să participați cu bucurie la un timp de părtășie în această locație frumoasă și să vă bucurați de binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Anunțăm toți participanții sau membrii grupului de fanfară care a început să laude pe Domnul și ați văzut că au făcut-o frumos duminica trecută, că luni și vineri la ora 7 sunt invitați la repetiții. Vineri seara am avut o părtășie cu un grup mai mare și printre ei au fost vreo 5 participanți din fanfară sau membri active ai fanfarei. Și m-am bucurat tare mult că am văzut în ei multă, multă bucurie că pot să slujească pe Domnul în felul acesta. Aș vrea să vă spun că lista nu e închisă. Dacă mai sunt alți doritori care vor să învețe să cânte spre slava lui Dumnezeu cu instrumente de suflat, cu alămuri, este un loc minunat în care vă veți simți cu adevărat bine și folositori. Băieți și fete, sunt primiți și acceptați și încurajați să laude pe Domnul în sensul acesta. Ne bucurăm că fratele Pavel, după o scurtă perioadă, noi zicem scurtă, poate fratele zice lungă, este în mijlocul nostru. Frate Pavel, bun venit, vrei să ne spui două vorbe? Și eu mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. Mi-am dorit mult lucrul acesta și Dumnezeu mi l-a împlinit. Am trecut printr-o operație foarte grea, foarte dificilă și au fost 3 momente. Momentul preoperator, care Dumnezeu mi-a făcut parte să am o săptămână de părtășie cu El în mod deosebit și mi-am pus inima atunci să studiez epistolele Apostolului Pavel. Și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt de acolo pentru situația în care mă aflu. Și Dumnezeu mi-a dat un cuvânt deosebit care se găsește în epistola către Filipeni. Apostolul Pavel spune că nu știe ce e mai bine pentru el. Să fie lângă Domnul Iisus sau să fie în continuare între cei care, pe care îi slujea. Și mai, lecturând mai departe textul acesta, am văzut încredințarea care Dumnezeu i-a dat-o. A spus așa, și sunt încredințat și știu că nu voi pleca, ci voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Hristos. Dumnezeu a împlinit versetul acesta de care m-am prins așa cum un orb se prinde de bâta cu care merge. Și am zis, Doamne, acesta este versetul care îl iau pentru mine din partea Ta și
cred din toată inima că așa vei face. Urma a urmat momentul operator, din care nu mi-aduc aminte decât că am ajuns în sală, m-am uitat pe acolo să văd cam mintea mea, cam ce poate pricepe din ce vede, mai nimic. Am adormit și m-am trezit pe urmă în a treia etapă post-operatorie, cea mai grea. Și Dumnezeu mi-a dat și aici un verset foarte interesant. Între timp, deci în timp de o săptămână, am avut discuții cu mulți oameni de acolo, toți știau că-s pocăit. Și veneau unii să discutăm din cuvântul Domnului. A fost un mare har pentru mine să pot să vestesc cuvântul lui Dumnezeu acolo. Vreau să vă spun și am avut o bucurie deosebită când unul dintre doctori explica unui bolnav care sunt factorii care pot contribui la reușita operației lui. Spunea așa: deasupra este Dumnezeu care spune da sau nu. Pe urmă este mâna mea pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu puterea și cu dibăcia de a face operația respectivă. Și urmează a treia latură a triunghiului, răbdarea dumneitale. Dacă aceste trei laturi nu se întâlnesc, efortul poate fi în zadar. Și atunci Dumnezeu mi-a deschis ochii asupra unui verset pe care am început să-l înțeleg mai bine și altfel. În Epistola către Coloseni, Apostolul Pavel spune așa: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Și acum, și în trupul meu împlinesc ce lipsește necazurilor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Când am înțeles versetul acesta, a spus asistenta: vă doare? Cum să nu mă doară? Nu puteam nici să tușesc, nu puteam nici să mă mișc, a fost foarte greu, nu puteam să dorm, orice mișcare era foarte dureroasă. Și zice: vă dau un algocalmin. Nu mulțumesc. Am citit un verset care mi-a dat putere să trec peste această stare. Știu că este ceva tranzitoriu și depinde de mine, cum a spus doctorul, și acum urmează răbdarea dumneitale. Dar când am înțeles că prin atitudinea mea pot să fiu o mărturie pentru cei din jur, pentru cei de la reanimare, pe urmă de la post-operator, am zis: nu vreau să iau niciun calmant, ci vreau ca în trupul meu să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. N-am înțeles niciodată versetul acesta. Cum? Jertfa Domnului Iisus nu a fost ceva perfect? Lipsește ceva jertfei Domnului Iisus? Da. Lipsește jertfa mea și jertfa ta. Vreau să vă spun și un moment drăguț, așa. Eram la reanimare și lângă mine era o doamnă operată și ea și o văd la un moment dat că se foiește în dreapta, în stânga, cât putea ea să se miște așa. Și o întreb: doamnă, ce s-a întâmplat? Vă simțiți rău? Nu, zice, nu-mi găsesc proteza. Ce s-a întâmplat? Ea a mâncat și a învelit proteza într-un șervețel, a pus-o pe masă acolo lângă ea, a venit infirmiera, i-a luat proteza cu șervețel cu tot și a aruncat-o la gunoi. Și am zis: ce ironie! Vă aflați lângă un medic stomatolog care ar fi putut să vă ajute, dar nu poate să vă ajute acum. Am avut multe momente interesante acolo. Vi l-am spus acesta ca să vă descrezesc puțin frunțile. Dumnezeu m-a maturizat mult. Și întrebarea mea pentru, pot să spun, pentru a treia oară născut,
este ce vrea Dumnezeu de la mine în această perioadă. Și vreau ca să nu zădărnicesc harul lui Dumnezeu pentru mine. Vreau ca ceea ce îmi spune Dumnezeu să spun, da, Doamne, am înțeles ca la armată și voi executa. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc celor care v-ați rugat pentru mine. Vă mulțumesc celor care mi-ați dat telefon și celor care nu mi-ați dat telefon. Era nevoie și să primesc telefon și să nu primesc telefon. Că în perioada aceasta de recuperare nu e bine să vorbești mult la telefon, mai bine stai și te odihnești și cu gândurile tale. Am avut cuvântul lui Dumnezeu lângă mine. Îmi pare rău că deocamdată nu pot să cânt, nu pot să mai recit. Vocea mea a suferit din nou după intubație, dar sperăm că Dumnezeu mă va face bine. Încă o dată, vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Cred că în situații de felul acesta, cel mai bun telefon este rugăciunea. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amin. După masă continuăm serviciul de părtășie frățească, așa cum am făcut-o și în luna trecută și în începutul acestei luni. Și vă invităm să veniți cu bucurie, să avem părtășie în numele Domnului Iisus Hristos. Invităm corul să mai laude pe Domnul cu o cântare. Astăzi la ora de rugăciune despre dăruire, să ne dăruim lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, dați-vă pe voi înșivă ca vii lui Dumnezeu din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Cu cât ne dăruim mai mult lui Dumnezeu, cu atât vom fi mai împliniți, mai binecuvântați, mai satisfăcuți, chiar și în trupurile acestea. Și mai ales Duhul nostru va fi înviorat.
Ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, cântăm o cântare și apoi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu vestit prin fratele Beniamin, prin ca Domnul să-l binecuvinteze. Să ne ridicăm și vom da ascultare cuvântului Dumnezeu din Evanghelia după Matei, de la capitolul 8, începând cu versetul 18. Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetul 18. După citirea textului, un frate îndemnat de Domnul va cere binecuvântarea Domnului rugăciune peste inimile noastre. Matei 8, de la versetul 18. Iisus a văzut multe noroade în prejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis:
Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde își odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El i-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte, erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate, de-au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule! Păcatele sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice, iertate sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănocului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănocul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Amin. Amin. Ajută-ne și deschide-ne ochii să vedem că atunci când te urmăm, experimentăm lucruri extraordinare în viața noastră. Amin. Și chiar dacă experimentăm de multe ori furtuni, greutăți, spaimă, experimentăm și minuni. De aceea ajută-ne în dimineața aceasta, Doamne, să ne uităm la Tine, să privim la Tine și la frumusețea Harului care lucrează dintre noi. Binecuvintează și zidește biserica Ta. Întărește-ne, Doamne, în credință. Amin. Amin. Ocupăm loc. Este o bucurie pentru mine să fiu în mijlocul bisericii unde am crescut și unde am experimentat bucuria prezenței lui Dumnezeu în viața lor, în viața mea. Vă salut pe toți și dacă îmi lipsește ceva în mod deosebit este corul. Avem fanfară, grup de tineri, dar cor ca și la Sibiu nu este nicăieri. Domnul să binecuvinteze. De asemenea, mă simt dator să mulțumesc fraților care au fost alături de mama mea în zile de suferință, fraților păstori, fraților care au vizitat-o, care au avut părtășie cu ea și care au fost alături de noi în încercarea prin care am trecut, și anume a trecerii ei la Domnul. Domnul să vă răsplătească tuturor și să vă poarte în mâna Lui de biruință.
ori de câte ori am ocazia, încep printr-o cântare și singura cântare care o cânt, pentru că vin destul de rar, o dată pe an probabil, este cântarea Mă încred în El. Este o cântare dragă inimii mele și îmi doresc ca fiecare din noi să experimentăm această credincioșie a lui Dumnezeu ori de câte ori ne încredem în El. Sol major. Mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea. Oriunde aș fi, în orice zi, cerescul Tată m-a Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de vai, lovit de val, ajung la mal, cerescul Tată m-a fi pus în suferinți sau bucurii, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea. Interesant modul în care Domnul Iisus se raportează la acești doi oameni, și anume unul care vrea să îl urmeze și spune: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Domnul Iisus îi răspunde, mai evaluează situația, mai gândește-te, mai analizează puțin. Iar celălalt care spune: am o problemă urgentă, o problemă care nu suferă amânare, o problemă importantă, Domnul Iisus îi spune: vino după mine. De ce avem nevoie pentru a-L urma pe Iisus?
este o condiție de bază pentru a-L urma pe Iisus, să-L cunoști cu adevărat pe El. Nu poți să-L urmezi pe Iisus dacă nu-L cunoști. Și chemarea Mântuitorului este întotdeauna la El. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și veți găsi odihnă. Luați jugul meu și sarcina mea, că jugul meu este bun și sarcina mea ușoară, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru a-L urma pe Iisus, e nevoie să-L cunoști cu adevărat pe Iisus. Nu-L poți urma pe Iisus dacă nu știi cu adevărat cine este El. Nu suntem chemați să urmăm o ideologie, o idee, o religie sau altceva, ci suntem chemați să urmăm cea mai minunată persoană din întreg universul, Domnul și Mântuitorul sufletului nostru. De asemenea, și reciproca este valabilă, dacă îl cunoști cu adevărat pe Iisus, nu ai alternativă. Nu poți face altceva decât să-L urmezi pe El. De aceea Apostolul Pavel face acea rugăciune minunată și mărturisire, toate le socotesc ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Aș vrea să privim în pasajul pe care l-am citit, să vedem cât de minunat se descoperă Iisus acelora care vrea, care vor cu adevărat să-L urmeze pe El. Și în prima întâmplare cu care ei se confruntă, în primul eveniment, am spune în mod natural ce învățător este acesta sau ce lider este acela care își cheamă ucenicii să-L urmeze pe El. Și primul eveniment este o furtună. Cum poate să-i ducă un lider? Nu a putut prevedea el această furtună, să-i scutească de furtună? Veniți după mine, zice el, și primul eveniment din viața lor este o furtună năprasnică. Aici Domnul Iisus Hristos își dezvăluie suveranitatea și supremația asupra naturii, asupra întregului univers. Ei cheamă pe ucenici și le spune, veniți după mine. Și în această furtună, Hristos își dezvăluie puterea sa de creator, un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu care poruncește apelor și furtuna parcă este întruchiparea puterii naturii. Nu, nici un alt mod nu se dezlănțuie mai tare natura decât în mijlocul furtunii. Am în biserică un aparținător care mulți ani a fost mașinist șef pe vase de tot felul și îmi spunea el, am trăit și eu astfel de experiențe în care pornit dintr-un port în grabă, n-au fost asigurați combustibilii și ce aveam nevoie, uleiuri, și s-a stănit o furtună. Am luat câțiva oameni cu mine să le asigur acele butoaie combustibil. Și zice, în mijlocul furtunii a venit un val și mi-a luat unul dintre oameni și l-a aruncat în mare. Și al doilea val a venit și l-a pus înapoi pe punte. Cu toate că este ateu, spune, numai mâna lui Dumnezeu a fost aceea. Pentru că eu răspundeam de oamenii aceia. Și l-am întrebat, ce trebuie să faci în mijlocul unei furtuni pentru ca vaporul să nu se scufunde? Deci dacă motorul te-a lăsat, vasul este pierdut, este scufundat. Întotdeauna trebuie să ții contra valului. Întotdeauna trebuie să ai motoare puternice și să mergi contra valurilor. Ucenicii făceau treaba aceasta, dar la vâsle. Ei luptau contra valului, contra curenților, ei știau ce trebuie să facă în furtună, ei se confruntau cu furtuna. E ușor pentru noi să stăm confortabil pe un fotoliu și să ne gândim ce puțină credință au avut ucenicii. Dar ei făceau ceea ce au învățat întreaga lor viață. Iar Domnul Iisus Hristos, ne spune textul, dormea. El este singura persoană care își permite să doarmă într-o furtună. Iov, când a trecut prin încercări, are o expresie în Iov, capitolul 9, cu versetul 17 și folosește această comparație.
Voi citi câteva versetele înainte. Dumnezeu nu-și întoarce mânia, sub El se pleacă toți sprijinitorii mândriei și eu cum să-i răspund, ce cuvinte să aleg, chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde, nu pot decât să mă rog judecătorului și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, totuși n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. El care mă izbește ca într-o furtună, care îmi înmulțește fără pricină rănile. Și Iov s-a confruntat cu o furtună în viața lui, cu toate că era pe uscat, și face această comparație în durerea lui, parcă sunt izbit ca într-o furtună, dar Dumnezeu este deasupra. Să alerg la dreptate, El este judecătorul. Să alerg la putere, El este atotputernic. Să alerg la înțelepciune, El este începutul și sfârșitul înțelepciunii. Dragii mei, în acest prim eveniment, Domnul Iisus Hristos își arată suveranitatea asupra naturii și implicit asupra întregului univers. Și El își permite să doarmă. Dar știți cât ține furtuna în viețile noastre? Atâta timp cât Hristos tace. Când Dumnezeu vorbește, furtuna se oprește. Iisus s-a ridicat, a certat vânturile și marea și furtuna a tăcut. Ca să-L urmezi pe Iisus, e important să știi că El este stăpân, El este suveran peste orice furtună. El este stăpânul întregului univers. Și atunci îl poți urma din toată inima, fără rezerve, fără rețineri, că s-ar putea să greșească cumva la un moment dat în viața ta. Pentru a-L urma cu adevărat pe Iisus, trebuie să te încrezi puternic în suveranitatea Lui. El este persoana, cuvântul, care din veșnicie în veșnicie rămâne același, slăvit să fie El. În al doilea eveniment, Domnul Hristos își descoperă suveranitatea asupra oricărei făpturi, asupra oricărui duh. Erau acești oameni care locuiau în morminte și ne spune evanghelistul, nimeni nu trecea pe drumul acela. Erau oameni robiți de cel rău și au ajuns într-o stare deplorabilă, într-o stare în care cel mai bun lucru era să locolești, să nu treci pe acolo. Singurul lucru pe care îl puteau face oamenii era să ocolească acel ținut, acel loc. Dar Iisus Hristos alege în mod deliberat să meargă pe acolo, pentru că El este stăpânul oricărui duh. Este minunat să ai această convingere că cel pe care îl urmezi, cel pe care îl slujești, cel care te cheamă și spune, vino după mine, este Dumnezeul oricărui duh, Dumnezeul duhurilor. Și e interesant această lume a duhurilor, modul în care cel rău caută din răzputeri să subjuge oameni, națiuni și așa mai departe. Vorbeam cu un coleg care e păstor în Peșca și zice, în fiecare an am 7-8 înmormântări de sinucigași. Zice, preotul ortodox nu face slujbă, preotul catolic nu face slujbă și ei vin la mine. Și aici, în zonă, zice, este ceva natural, ceva normal, ca oamenii să-și ia viața. Nimeni nu se întreabă care e problema. Peșca este o localitate de graniță cu Ungaria. Și pe locul întâi în Europa, în rata sinucidelor, este Ungaria. Este un lucru normal. Și dacă ne uităm asupra popoarelor, putem vedea modul în care cel rău caută să subjuge într-un fel pe oameni. Rușii sunt recunoscuți pentru băutură, nu-i așa? Mă întrebam care ar fi pentru România păcatul cel mai mare și 700.000 raportate, 800.000 în fiecare an de la Revoluție sunt avorturi raportate. Dacă rotunjim la 1.000.000 cele neraportate, 1.000.000 de oameni uciși pe an, 20 de ani, 20 de milioane și așa mai departe, e interesantă această lume în care cel rău caută să subjuge într-o formă sau alta oamenii. Dar Domnul Iisus
alege să treacă prin ținutul acesta pentru a elibera pe acești oameni și după ce ei sunt eliberați, drumul lor se schimbă. Porcii se aruncă în mare. Porcii își au sfârșitul datorită supunerii acestor duhuri, iar oamenii sunt eliberați. Dragii mei, mai mult decât atât, Dumnezeu vrea să fie stăpânul Duhului nostru al fiecăruia. Primul Adam a devenit, spune Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, un suflet viu. Al doilea Adam a devenit și este un duh dătător de viață, slăvit să fie el. Isaia 57 cu versetul 15 este un verset minunat. Așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dragii mei, acest Dumnezeu minunat care a creat totul din nimic are o preocupare deosebită pentru duhul nostru, pentru sufletul nostru. Și Domnul Iisus îi spune lui Nicodim, dacă adevărat îți spun, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția cerurilor. Și aceasta este o lecție pe care ucenicii trebuie să o învețe, pe care aceia care vor să-L urmeze pe Iisus trebuie să o știe. Iisus este Domnul oricărui duh. Iisus vrea să dea adevărata viață. Și prin Duhul Sfânt, atunci când Duhul Lui coboară în Duhul nostru, atunci suntem aduși la viață împreună cu Hristos. Adevărat îți spun, îi spune femeii din Sarepta Sidonului, că va veni vremea și a și venit, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, căci astfel de închinători dorește și Tatăl. Iisus Hristos este Domnul oricărui duh. Nu este minunat să ai această convingere? Că Cel care te cheamă pe tine este Dumnezeul oricărei făpturi. Și demonii îl recunosc și diavolul știe foarte bine, el își are pecetluit destinul și respectă întotdeauna decizia stăpânului nostru. Nici în viața lui Iov cel rău nu se apropie decât atât cât îi permite Dumnezeu. Ce minunat Dumnezeu avem! Acela care ne cheamă în fiecare zi și spune, vino după mine! Sunt bine încredințat, spune Apostolul Pavel, Romani, capitolul 8, ultimele versete, că nici moartea, nici viața, nici foametea, nici sabia, nici puterile de acum, nici cele viitoare, nici vreo altă făptură, nici o altă zidire, nu ne poate despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Dumnezeul care ne cheamă, dragii mei, este stăpânul oricărui duh, oricărei făpturi. Și prima făptură care trebuie să se supună, pe care eu am responsabilitatea, este propria mea viață, este sufletul meu, este ființa mea întreagă, pe care Dumnezeu așteaptă să o proștern înaintea Lui. Înainte de a face pentru El orice altceva, înainte de a-L urma, El vrea să coboare, să intre în Duhul meu, pentru că eu să fiu viu pentru eternitate. Și așa, o persoană nouă, o făptură nouă în Hristos, Dumnezeu așteaptă să-L urmăm pe El în fiecare zi. E minunat un astfel Dumnezeu care te cheamă, un Dumnezeu care e domn peste natura întreagă, peste întreg universul, un Dumnezeu care e stăpânul și creatorul oricărei făpturi, dar El vrea să fie și domn peste slăbiciunile noastre. El e preocupat mai mult decât ce am putea noi făuri sau mai mult decât am putea impresiona noi, între ghilimele, pe Dumnezeu. El e interesat să rezolve slăbiciunile noastre. Acela care ne cheamă și zice, vino după mine, e interesat de propria mea slăbiciune, oricare ar fi ea. Și El, pentru a-L urma pe El, trebuie să fie Domn și peste slăbiciunea mea. După aceste momente extraordinare, în care Hristos își dezvăluie măreția și suveranitatea în univers, în lumea duhurilor, Domnul Iisus se apropie de un slăbănoc care a țintuit la pat de propria Lui neputință. Și El vrea să fie Domn peste această slăbiciune.
El vrea să fie Domn atunci când ne cheamă pe fiecare să-L urmăm și peste slăbiciunile noastre. Știți, trăim într-o societate în care oamenii sunt învățați de mici să-și ascundă slăbiciunile sub preș. Adică mai mult de 50% din CV-urile de angajare sunt false. Oamenii spun că ei pot face și ceea ce nu cunosc. Știu 3-4 limbi străine, când nu știu aproape niciuna. Doar ca să impresioneze, doar ca să epateze, doar să iese cumva în evidență, doar să fie acceptat. Și atunci când este întrebat, care e slăbiciunea ta? Sunt prea consecvent. Fac lucrurile prea bine. Trăim într-o astfel de societate. Ori Domnul Iisus Hristos ne cheamă și El ne cunoaște atât povara, atât slăbiciunea și neputința. Și ne cheamă și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. El ne cunoaște povara, El ne cunoaște slăbiciunea, El știe ce era în ei și le cunoștea gândurile, ne spune aici. Și erau unii mai slăbănoși decât slăbănocul, Domnul Iisus îi întreabă, pentru ce aveți gânduri rele în inima voastră? Ce întrebare extraordinară, ce întrebare naturală. Pentru ce te preocupi cu ceea ce te slăbește? Cu ceea ce este împotriva voii lui Dumnezeu? Cu ceea ce este, în definitiv, împotriva ta? Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? El le cunoștea gândurile tuturor din jur. El știa și slăbiciunea slăbănogului. El cunoștea toate lucrurile și a venit să rezolve cea mai grea problemă, problema păcatului. Cea mai grea problemă nu era aparenta neputință care era vizibilă pentru toți și Domnul Iisus spune, păcatul este cea mai mare problemă pe care acest om o are. Și Fiul omului s-a arătat ca să ia păcatele. Fiul omului s-a arătat ca să nimicească lucrarea celui rău. Nu există, pe când noi eram fără putere, spune Scriptura, Hristos a murit pentru cei păcătoși. Acest Domn care ne cheamă, vino după mine, întotdeauna este preocupat de slăbiciunea noastră, de păcatele noastre și păcatele noastre le-a luat asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Acest Domn, acest împărat minunat care are suveranitate deplină în univers și pe pământ, în lumea duhurilor nevăzută, e preocupat de propria ta slăbiciune. Care-i slăbiciunea pe care Dumnezeu ar vrea să ți-o ia? Care-i povara din inima ta care vrea să o dai Lui în această dimineață? Care e eliberarea la care aștepți ca Dumnezeu să spună un cuvânt și să fie eliberat și să mergi spre cer, să mergi cu bucurie pe calea Domnului? Dumnezeu să se apropie de inimile noastre ale fiecăruia. El să ridice slăbiciunea noastră. El să ridice neputința noastră. El să ridice păcatul nostru pentru a-L putea urma cu bucurie pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Cel care ne cheamă și spune, vino după mine, este minunat în toate căile sale, în toate acțiunile sale. El nu face nimic care să contravină naturii sale desăvârșite, naturii sale perfecte. El este Domn în întreg universul, El este Domnul duhurilor și vrea să fie Domn și peste slăbiciunea mea. Sunt două alternative în orice situație. Dumnezeu așteaptă să recunoaștem noi suveranitatea, măreția în viața noastră sau cealaltă opțiune. Ne lasă să acționăm singuri. Ne lasă să ne istovim singuri. Ne lasă să facem față singur furtunii. Apostolul Pavel vine și ne spune atât de minunat, Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii. Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să le facă de rușine pe cele ce sunt. Și El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. El a fost făcut totul și în El avem totul.
Și întotdeauna avem două opțiuni. Fie ne descurcăm singuri, fie mergem singuri, fie facem alegerile pe care le dorim noi, fie spunem, Doamne, vreau ca în slăbiciunea mea Tu să fii desăvârșit, Tu să-ți arăți puterea, Tu să-ți arăți măreția. Dragii mei, pentru a-L urma pe Iisus, trebuie să lăsăm să fie cu adevărat Domn în inimile noastre. Trebuie să-L cunoaștem cu adevărat, trebuie să-L iubim cu adevărat și trebuie să călcăm pe urmele pașilor Lui în fiecare zi. Mă rog Domnului ca El să ne dea acest har, bucuria de a-L urma pe El în fiecare zi. E o bucurie ca în fiecare zi să fii gata să urmezi pe acest minunat Dumnezeu, să-I lași Lui slăbiciunile tale, să-I predai Lui păcatele tale, neputințele tale, tocmai pentru ca El să fie plinătatea ta. Și noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Pentru a primi harul, pentru a te bucura de plinătatea Lui, e nevoie să recunoști propria ta neputință, propriul tău faliment, propriul tău insucces. Doamne, dă-ne o inimă smerită în care să înțelegem în fiecare zi că avem nevoie de puterea, suveranitatea și măreția ta. Amin. Amin. Pe pământ și sus în ceruri nu e nume mai frumos, nici care să-mi placă cum e numele Hristos, nume sfânt și duios, nume de har nespus. Ales și frumos nume drag Iisus Hristos. Cât de bun un om să fie, cât de mare un om ar fi, pe Iisus măcar o clipă n-ar El este răspunsul lui Dumnezeu pentru nevoile noastre de orice fel, pentru furtunele din viață, pentru lupta spirituală care trebuie să o ducem cu duhurile întunericului, cu duhurile răutății care locuiesc în locurile cerești, și este răspunsul lui Dumnezeu și pentru problema noastră lăuntrică, a stărilor noastre lăuntrice, pentru păcatul nostru. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Slăvit să fie El. Să-I mulțumim. Ne ridicăm și mulțumim Domnului. Te închinăm și îți mulțumim, Dumnezeul nostru mare și sfânt, pentru că la vremea potrivită ai dăruit pe Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, în care avem răspunsul la toate întrebările noastre, rezolvarea la toate furtunile noastre, soluția pentru toate frământările noastre, și îți mulțumim că în El avem totul de plin. Mulțumim că și în dimineața aceasta din nou ne-a fost prezentat și am vrea să ne apropiem tot mai mult de Tine. Am vrea, Doamne Iisuse, să ne ajut să Te urmăm fără șovăire în fiecare zi. Doamne, dacă în locul acesta sunt oameni care încă nu Te cunosc, deschide-le inima să Te cunoască pe Tine. Luminează-le ochii să Te primească ca Domn și Mântuitor. Și pentru cei care de ani de zile Te cunosc pe Tine,
Fă-ne, Doamne, pe fiecare urmaș fidel fidelei Tăi, să se vadă în noi chipul Tău și să se imprime în trăsăturile noastre caracterul Tău cel desăvârșit. Binecuvintează, Doamne, pe cei ce trec prin furtuni și ajută-i, Doamne, să strige la Tine. Și Tu, care ai aceeași autoritate, zi un cuvânt și potolește furtuna din viața lor. Te rugăm, îndură-Te, Doamne, de toți cei ce sunt chinuiți de felurite duhuri rele, de felurite păcate. Tu ești răspunsul pentru aceasta, ajută-i să se întoarcă la Tine. Și ne ajută să trăim o viață de predare totală în mâna Ta și în slujba Ta. Și harul felurit al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi de acum și până în veci. Amin. El stă Stăpânul tuturor, a venit în lumea noastră, chiar în timp de muritor. Lume sfânt și glos, lume plin de Cristo.